Din cei 532 de candidați care s-au înscris în Olt la concursul pentru ocuparea unui post în învățământ, 121 au absentat, iar alți 30 s-au retras din examen după aflarea subiectelor. Primii care au ieșit din sălile de concurs au spus că subiectele au fost accesibile. A fost foarte bine, a fost subiect foarte ușor, a fost bine. La ce notă vă așteptați? Nu pot să mă pronunț în notă, am încercat pentru prima dată fiind absolvent. Am încercat, a fost o experiență. Cred. Pentru ce post ați candidat? Postul de educator. Cum a fost examenul? Ok, cât de cât. Pentru ce post ai candidat? Pentru titularizare profesor de sport. Primul an în care susțin un astfel de examen? Da. Și absolvent? Da. Nu acum mai de mult, dar nu am vrut să dau examenul până acum. Au fost ușoare subiectele, la ce notă te aștept? Nu știu, de un 7. Cât de cât acceptabil. Cum a fost examenul? Foarte bine, nu a fost greu. Pentru ce post ați candidat? Nu sunt posturi, asta e mare problemă. Cum a fost? Ai ieșit printre primii? Am ieșit printre primii, a fost foarte greu. Greu? Da. La ce ați dat examen? La educație fizică și sport. E un post în oraș, nu? Mă lupt, dar nu e niciun post titularizabil. Da? Doar așa. În momentul ăsta lucrați undeva, aveți post? Da, am avut post la școala gimnazială, numărul 7, Blaipire. Și l-a terminat acum? Și acum, da, am și dat examen ca să vedem unde e eu. Azi e în fiecare an, nu? Nu e în regulă. Nu. Posturi puțin? Foarte puțin. Sunt și foarte mulți candidați anul ăsta, să vedem ce noroc avem. Marea problemă rămâne însă și anul acesta numărul mic de locuri disponibile pentru titularizare. La nivelul județului Olt sunt posturi titularizabile cu copii aplicate de 4 ani, 25 de posturi. Avem două posturi la matematică, la învățători, la educatori, pe educație muzicală, profesori în centrele și cabinetele de logopezi, de profesor educator, profesor psiholog, fizică, educație fizică, 1-2 posturi din fiecare. Iar restul sunt? Restul sunt fracțiuni de normă, sunt posturi care vor fi ocupate pe suplinire pentru un an de zile, pe perioadă determinată, în ședințele publice care vor urma. Pentru a ocupa un post titularizabil la catedră, dascălii trebuie să obțină cel puțin 7 la examenul scris, dar și la inspecția de la clasă. Pentru suplinitori, nota 5 la concurs este suficientă pentru a le permite să predea copiilor diferite materii.